Reprezentanții comunităților evreiești din Târgu Mureș au aprins la monumentul Holocaustului de pe strada Călărașilor 6 lumânări în memoria celor 6 milioane de evrei care au pierit și au rostit rugăciuni. Bema'alot kedoshim utehorim kehozar vehatehorim sheumtu veshenerku veshenishatu veshenishrefu veshenitbeu veshenek Necu al Chiduș Hashem, Părinte al Îndurării, odihnește-le sufletul sub aripile divine în veci și adună-le sufletul în bucuritul vieții. În cadrul comemorării au fost evocate tragicele momente petrecute cu 6 decenii în urmă în Târgu Mureș, când la vechea fabrică de cărămidă a fost adunată întreaga populație evreiască din bazinul Mureșului Superior. Cei 7500 de evrei au fost apoi îmbarcați în trenuri pentru vite și trimiși spre diverse lagăre. Numai 1500 s-au întors acasă. Din cei 11.000 de evrei, 11 milioane de evrei care trăiau în Europa în 1941, au mai rămas mai puțin de 6 milioane, este o cifră maximală, 6 milioane au dispărut în timpul Holocaustului, în lagăre de exterminare, în lagăre de muncă sau din alte cauze. Reprezentanții autorităților locale, invitați la comemorare, au vorbit despre victimele Holocaustului și despre importanța cunoașterii acelor evenimente. Statul român, sigur, a făcut pași importanți prin gesturi politice, instituționale, de a promova memoria victimelor Holocaustului. Suntem cu toții de acord că mai trebuie făcute multe și insist pe educația tinerei generații, atât în școală, cât și în familie. Să nu uităm niciodată. Felicit comunitatea pentru organizarea de fiecare dată a comemorărilor, cât și a unor evenimente de bucurie, dar și cele de care ne aduc aminte de momentele triste, pentru că e o obligație care trebuie să ne asumăm pentru generația tânără. Ziua de 9 octombrie a fost aleasă ca dată pentru comemorarea victimelor din România ale Holocaustului. Potrivit Federației Comunităților Evreiești din România, peste 300.000 de evrei și-au pierdut viața în urma deportărilor în Transnistria.